Pentru a opta oară consecutiv, atleta Paula Todoran a fost desemnată sportiva anului la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Ultimul rezultat notabil a fost obținut chiar duminică la Campionatul European de Cross, unde sportiva a devenit vicecampioană europeană cu echipa României. Clubul Sportiv Municipal Zalău și-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului 2017 odată cu finalul ultimei competiții oficiale din acest an. Conducerea clubului a așteptat și rezultatul atletei Paula Todoran de la Campionatul European de Cross, desfășurat duminică dimineața în Slovacia, unde sportiva pregătită de Mirel Seișanu a obținut medalia de argint cu echipa României. În acest an, sportiva zălăoană a mai obținut o medalie de aur cu echipa României la Campionatul Balcanic de Cross și una de bronz la Campionatul Național de Atletism în proba de 10.000 de metri. De altfel, în clasamentul celor mai buni sportivi de la CSM Zalău, unde Paula Todoran ocupă și în acest an prima poziție, au punctat doar cele trei rezultate, celelalte neputând fi incluse potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului. Înainte era la bătaie cu fostul nostru antrenor și aici vreau să fac o remarcă. Am avut un an greu și din acest punct de vedere. L-am pierdut pe antrenorul nostru, pe Gheorghe Gușet, pe marele performer al aruncării greutății din țară. A pierdut nu doar clubul sportiv municipal, a pierdut întreg sportul românesc. A fost un om de valoare, un om care de acum aș spunea cuvântul în antrenorat. A reușit să-și facă o grupă, a reușit să încheie ceva, să pună pe picioare ceva ca să demareze și să ajungă și cu sportivii pregătiți de el la marile competiții. N-a fost să fie, s-a întâmplat, Dumnezeu să-l odihnească și îmi pare foarte rău pentru colegul nostru că n-a avut ocazia să-și spună ultimul cuvânt aici în asta. În schimb, deci atunci când făcea și Ghiță sport, era la bătaie cu Paula. Acum a rămas Paula de ani de zile de când Ghiță s-a retras și ocupă locul întâi și la, cred că și la județ și în acest an, la club este pe locul întâi, după punctajul probelor la care a participat și ce a obținut anul ăsta. Locul 2 în clasamentul celor mai buni sportivi de la CSM Zalău este ocupat de pugilistul Adrian Popuția. Acesta a devenit vicecampion național la categoria plus 91 de kilograme. Tot în acest an, pugilistul de la CSM Zalău a câștigat Cupa României, dar nici acest rezultat nu a putut fi inclus în acest clasament. Un alt pugilist din cadrul clubului, Sergiu Moraru, ocupă locul 3, fiind medaliat cu bronz la Campionatul Național de Tineret. Poziția a patra i-a revenit practicantului de radioamatorism Iuliu Nemet, locul 3 la Cupa Mondială din acest an. Andreea Ciupe, pugilist în cadrul clubului, s-a clasat pe poziția 5-a, devenind vicecampioană națională. Un alt radioamatorist, Dumitru Butcovan, se situează pe locul 6 cu medalia de argint câștigată la Campionatul Național, de unde scoate mulți bani. Unele locuri sunt ocupate de 4 pugiliști. Darius Forai ocupă locul 7 cu locul 3 obținut la Campionatul Național de Tineret, iar Paul Magdaș se situează pe locul 8 cu medalia de bronz obținută la Campionatul Național de Box pentru juniori. Vlad Mocanu este ocupantul locului 9, tot cu o medalie de bronz obținută însă la Campionatul Național de Box pentru cadeți, în timp ce locul 10 îi aparține pugilistei Andreea Sav, locul 3 la Campionatul Național pentru tineret.